Muzeul Dunării de Jos Călăraș organizează joi 15 aprilie, începând cu ora 12, vernisajul expoziției Salon de Primăvară. Expoziția evocă reînvierea naturii și bucuria cotidiană a omului de a se raporta la anotimpuri și la transformările vieții în general. În viziunea artiștilor plastici, expozanți care au devenit din ce în ce mai selectivi în ceea ce privește lucrările care urmează a fi așezate pe simeze. La Muzeul Dunării de Jos vor fi expuse picturi în ulei și acrilic, acuarelă și pastel, ceramică și sticlă, lucrări ce pot fi văzute în cadrul expoziției, care va fi un periplu asupra elementelor simbolice ale primăverii.